Salutare tuturor! Criza refugiaților. Oare ce ar avea de spus un psiholog pe această temă? Înainte de a vă împărtăși câteva gânduri legate de subiectul acesta, am să vă invit să facem un foarte scurt experiment. Vă voi acorda câteva secunde pentru a numi în mintea voastră 2, 3, 5 animale, primele la care vă gândiți. Ok, bănuiesc că nu v-a venit în minte nici cangur, nu v-a venit în minte nici crocodil și nici marmotă. De ce? Pentru că atunci când ne gândim la un subiect și când încercăm să luăm o decizie sau să funcționăm în viața noastră, noi luăm în calcul ceea ce ne este familiar. Acestea fiind spuse, am să vă rog să ne uităm un pic împreună la ce ne este familiar în raport cu criza refugiaților. Și am selectat pentru voi câteva titluri din presă. Ok, încercând să facem o scurtă analiză a ceea ce este cel mai prezent în conștiința oamenilor când se gândesc la acest subiect, ne dăm seama că e vorba de faptul că sunt musulmani, că au altă religie, sunt portretizați ca fiind periculoși, o amenințare la adresa siguranței noastre ca și locuitori în această țară. Eu acum nu-mi permit să-mi dau cu părerea legat de cât de periculos sunt acești oameni. Nu acesta este scopul acestei discuții. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că privim această situație prin lentilele fricii. Iar atunci când încercăm să decidem din frică, deciziile pe care le luăm de regulă agravează problema. De ce? Pentru că cea mai bună apărare este atacul. Iar atacând, stârnim în celălalt sau în ceilalți pe care îi atacăm reacții de asemenea de apărare, cea mai bună apărare este atacul și avem în acest fel un minunat cerc vicios care se creează. Soluțiile sunt după ce depășim frica și îndrăznim să vedem întregul tablou și să înțelegem în profunzime atât nevoile noastre cât și nevoile acestor oameni. Pentru a susține acest argument, vreau să vă dau două exemple cu alte două categorii de oameni în care abordarea prin frică nu a mers, dar a mers o abordare umană. Și prima categorie pe care vreau să vă spun atenție este cea a celor care comit diverse infracțiuni și care sunt în sistemul penitenciarelor. În timp ce o abordare axată pe creșterea pedepselor și pe creșterea ostracizării sociale a oamenilor care ajung în penitenciare a eșuat și eșuează, iar acest lucru se vede în creșterea ratei recidivei și a infracționalității cam în toată lumea, există în Danemarca, de exemplu, acesta fiind primul stat care îmi vine în minte, o abordare diferită, în care se consideră că acești oameni au greșit, că este uman să greșești, sunt susținuți și ajutați, iar rezultatele sunt absolut uluitoare. În timp ce Danemarca are 27% rata recidivei, România are undeva între 60 și 80%. Iar Statele Unite, care sunt considerate o democrație puternică, unul din doi oameni care ies din penitenciar se întorc. Ce constatăm? Faptul de a reacționa din frică și faptul de a lua decizii legate de această categorie de oameni înăsprind pedepsele și înăsprind reacțiile pe care le avem față de ei, nu funcționează. O categorie particulară în cadrul aceleiași grupări mari este cea a pedofililor. Poate doar pedofilii se ne sperie mai tare decât refugiații. Și totuși, putem să constatăm și în cazul lor același fenomen. Atât timp cât s-a insistat foarte mult pe pedeapsă, pe înăsprirea pedepselor, pe castrare, pe orice încercare de a reduce fenomenul prin agresiune, s-a constatat că fenomenul nu este ținut sub control într-un mod corespunzător. În același timp, există o organizație care deocamdată este puțin reprezentată, se numește COSA, Cercurile Susținerii și Responsabilității. În momentul în care o persoană iese din penitenciar după ce și-a ispățit pedeapsa, ea intră în niște mici grupuri de oameni în care este susținută să-și găsească un loc de muncă, să aibă o locuință stabilă,
oamenii sunt acolo pentru a-l susține cu emoțiile la care trebuie să facă față și inclusiv cu impulsurile lui sexuale. Consecințele? S-a redus rata recidivei în cazul pedofililor care sunt implicați în aceste cercuri cu 83%. Acestea sunt cifre reale, sunt măsuri pe care oamenii le-au luat făcând apel la altceva decât frică. În concluzie, invitația mea pentru voi este să încercați să vedeți imaginea de ansamblu, iar atunci când vă formați o părere cu privire la criza refugiaților, să aveți grijă să puneți frica între paranteze, pentru ca lucrurile la care vă gândiți să aibă într-adevăr șanse să producă soluții viabile. Vă mulțumesc!